Greva angajaților societății Transurb s-a încheiat aseară în urma unui dialog inițiat de Prefectura Galați între reprezentanții salariaților care au declanșat luni protestul spontan. Conducerea primăriei municipiului Galați, conducerea operatorului de transport public și conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă. La medierea care a avut loc la prefectură, părțile și-au expus punctul de vedere. Reprezentanții protestatarilor arătând cauzele care au generat această situație și revendicările pe care le au. La final a fost încheiată o minută a întâlnirii semnată de participanți, principalul aspect convenit fiind reluarea imediată a activității, mesaj care urma a fi transmis protestatarilor de către liderii lor desemnați. Concluzia a fost că protestul care a paralizat tot orașul timp de 2 zile nu a respectat legea. În consecință, societatea a sesizat instanța care urmează să ia o decizie. S-a constatat că greva lor este ilegală, s-a încălcat legea 62/2011, articolul 205, în care se prevede faptul că greva, chiar dacă era făcută și după toate procedurile, trebuia să se asigure cel puțin o treime din mijloacele de transport în oraș pe trasee. Gălățenii au avut lipsă de mijloacele de transport din orașul Galați și motiv pentru care vor trebui să suporte și pagubele. Pe de altă parte, un control din partea primăriei a fost demarat astăzi la Societatea Locală de Transport Public, urmând să se ia măsurile necesare. Din primăria Galați avem aici comisia care analizează toate actele, începând de la diagramă, resurse umane, achiziții, juridic, tehnic și tot ce înseamnă activitatea societății Transurb, urmând ca după aceea să se ia o decizie referitor la toate aspectele sesizate de ei. Reamintim că luni 31 martie 150 de salariați Transurb au refuzat să plece pe trasee cerând demisia conducerii societății. Nemulțumirile lor sunt legate de reducerea schemei de trasee care nu le permite să își realizeze norma zilnică, numărul mic de autobuze și lipsa carburanților.